Vreau să împărtășesc cum Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Aveam frământare în viața mea, eu aveam o moștenire și o vulnerabilitate spre a fi fricos. Și mă întrebam, citeam Apocalipsa, auzeam povești sau predici în direcția aceasta și spuneam, Doamne, eu nu sunt stare, eu nu pot să fiu un martor pentru Tine în vremuri de criză, eu nici acum nu sunt stare să spun, mi-e rușine să spun colegilor, mi-e frică să spun că sunt creștin. Aveam această reținere în mine. Și Domnul, era o frământare reală în inima mea și o zbatere. Și Domnul a avut har și mi-a răspuns printr-un vis, mi-a dat harul ca să-mi vorbească printr-un vis. Eram în vis, mai mulți creștini, se spunea, trăiam în vremuri de restricție spirituală, eram legați cu lanțuri și eram încolonați, era o coloană de creștini și lângă noi erau santinele, soldați care ne păzeau și care ne ducea într-o anumită direcție. Dar ce era interesant, că în vis aveam atâta bucurie în inimă toți, încât noi le încurajam sau vorbeam cu santinelele noastre, cu soldații care ne păzeau, gardienii noștri, măi, noi suntem în lanțul, dar noi suntem liberi, voi sunteți aia care sunteți legați. Și într-adevăr, erau posaci, erau încruntați și așa mai departe, și unul atât de mult s-a înfuriat pe mine că mi-a venit și mi-a luat palma, eram cu cătușile aici așa legați de lanțuri, și a luat palma lui și a vrut să-mi trag așa. Și am văzut că e o gheară, de fapt. Și efectiv, fizic, când m-am trezit, mă durea palma. Dar ce am înțeles din visul acela este că în vremurile de greutate, Duhul lui Dumnezeu ne va da resursele de care vom avea nevoie. Și atunci am înțeles și am văzut asta și în istorie cu vieții mele de creștin, atât cât am în viața mea, că Dumnezeu, pe măsura provocărilor, când mergem la El, ne dă har în vremuri de nevoie. Este un Dumnezeu care nu lipsește nevoie niciodată. Cu alte cuvinte, degeaba când stăteam în fața la meciuri și urmăream toate știrile și așa mai departe, nu experimentam puterea lui Dumnezeu. Dar când am fost provocat, de exemplu, la o slujire, la un sejur de vindecare, când vezi atâta daună, vezi atâta traumă, vezi atâta șoc, vezi atâta dezordine, zici, wow, așa ceva nu se mai poate reface, omenește nu se mai poate. Și când vezi după un sejur, după câteva zile de stat în prezența lui Dumnezeu și unul cu altul acolo, că Dumnezeu restaurează, zici, wow, Dumnezeu ne dă putere. Dar atunci când o avem nevoie de ea, când o ne dorim în viață, nu cu gând de a risipi în plăceri, cum spune Iacob. Alpha, Omega.